Polițiștii suceveni au depistat în trafic două transporturi de materiale lemnoase ce aveau nereguli în cursul zilei de luni. În ambele cazuri au fost aplicate amenzi și a fost confiscată și cantitatea de materiale lemnoase transportată ilegal. Astfel, în primul caz, polițiștii au oprit un camion ce se deplasa pe drumul Sihăstria-Putnei, fiind condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani din Putna. Verificările au arătat că șoferul avea eliberat avizul de însoțire emis în data de 14 decembrie, ora 17:14 pentru cantitatea de 14,04 metri cub lemn rotund rășinoasă pentru cherestea. Cu toate acestea, inventarierea încărcăturii a arătat că în vehicul erau 16 metri cubi, adică cu aproape 2 metri cubi în plus față de datele trecute în avizul de însoțire. Prin urmare, șoferul a fost amendat, iar lemnul transportat în plus a fost confiscat. În cel de-al doilea caz, pe raza comunei Frătăuții Noi a fost oprită o auto utilitară condusă de un localnic în vârstă de 44 de ani, care transporta material lemnos, cherestea rășinoase și lemn foc rășinoase, fără a deține aviz de însoțire. În aceste condiții, un inginer silvic din cadrul ocolului Silvic Putna a inventariat încărcătura, stabilind că acesta este în volum de 0,97 metri cub cherestea rășinoase în valoare de 697,4 lei și 2,38 metri cub lemn foc rășinoase în valoare de 254,7 lei. Ca și în cazul precedent, șoferul a fost amendat, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscată.